Pentru o alimentație echilibrată, un copil are nevoie de cereale și cartofi, fructe și legume, proteine și calciu. Dacă va consuma aceste alimente în proporții aproximativ egale, copilul ar trebui să primească nutrienții esențiali pentru o sănătate bună. Dacă alimentația copilului este compusă în cea mai mare parte din alimente nutriționale, este în regulă ca ocazional să primească o mică porție din produse ce conțin zahăr sau grăsimi. Este foarte important ca niciun produs să nu fie interzis sau rău, căci pe acela îl va dori cel mai mult. Este deficitar după vârsta de 5 luni. Deci sânul mamei nu mai ajunge ca și aport de elementele enumerate anterior, de principii nutritive alimentare, în creșterea și dezvoltarea copilului. La copilul alimentat artificial undeva la vârsta de 6 luni trebuie introdusă supa cremă de legume. Supa cremă de legume care unele mame o consideră că este zeama. Nu, este greșit. Trebuie introdusă în alimentație supa cremă, adică legumele pasate și un fel de piure mai curgător. Trebuie introdus cu lingurița. Un studiu recent ne dezvăluie faptul că peste 400 de produse așa numite child-friendly au fost găsite cu un nivel mare de grăsimi, sare și zahăr. De asemenea, conțin și mulți conservanți care pot cauza lipsa de concentrare, agitație, hiperactivitate, lipsa somnului și udarea patului. Intervin și celelalte alimente de diversificare, care sunt sucurile, piureurile de fructe, ulterior, asta fiind la ora 10-11, la ora 17 sunt cele legate de unele alimente, cum ar fi mămăliga cu brânză și smântână, iaurtul, după aceea carnea, oul, ficatul, peștele, cerealele. Deci diversificarea are anumiți pași care trebuie în general ținuți cont de ei. De ce? Pentru că nu pot să-i dau o supă cremă de legume la copil de la vârsta de 3 luni sau suc de măr de la 6 săptămâni, cum se făcea acum mulți ani în urmă. Pentru că s-a demonstrat că mucoasa intestinului subțire, care secretă o serie de enzime, este pregătită doar pentru, deci nou-născutul când se naște, poate digera doar glucidele, lipidele și proteinele din laptele de mamă. Carbohidrații cu amidon, ca pâinea, cerealele, orezul, pasta, cartofii și legumele, sunt asimilate de corp pentru a forma propria sursă de energie, glucoza. Din nefericire, multe alimente bogate în carbohidrați sunt deja rafinate, procedeu care distruge vitaminele, mineralele, fibrele și crește viteza cu care zahărul este eliberat în sânge. Ca rezultat, copiii vor avea imediat semne de agitație, hiperactivitate, oboseală, agresiune sau lipsa concentrării. Din fericire, aceste alimente rafinate pot fi înlocuite cu cele nerafinate, ca pâine integrală, cereale integrale, paste integrale. În plus, ele sunt bogate în fibre, vitamina B pentru creștere și energie, fier, magneziu și zinc.